Haideți! Doamne, haideți! Haideți, treceți! Un accident spectaculos a avut loc în capitală. O mașină de poliție aflată în misiune a fost lovită de un autoturism care nu i-a acordat prioritate. Accidentul s-a produs chiar sub ochii șefilor polițiștilor, la câțiva metri de sediul Inspectoratului General al Poliției Române. În urma impactului puternic, autospeciala poliției s-a răsturnat, iar traficul a avut de suferit într-o intersecție foarte circulată, șoseaua Ștefan cel Mare cu bulevardul Barbu Văcărescu. Autovehiculul a stat 10 de minute răsturnat în intersecție până la sosirea pompierilor. Zona era tixită de polițiști, întrucât prin această intersecție se ajunge la Arena Națională, locul în care 10.000 de oameni erau așteptați la sărbătoarea Simonei Halep, proaspăt câștigătoare a turneului de la Wimbledon. Brigada rutieră a Capitalei precizează într-un comunicat că nicio persoană din cele două autoturisme care s-au ciocnit nu a solicitat îngrijiri medicale.